oamenii de afaceri se întâlnesc la TVR Internațional. Hovigal este o companie 100% românească, un stâlp de rezistență al cercetării românești în sectorul plantelor medicinale și aromatice, o marcă recunoscută la nivel mondial, care a fost înființată la București la 17 aprilie 1990. Numele îi este asociat cu al unuia dintre cei mai mari cercetători ai țării noastre, academicianul Ștefan Manea. Societatea produce ceaiuri, tincturi, uleiuri, capsule și comprimate, cosmetice și alte produse și este singura întreprindere autorizată național și internațional în domeniul cercetării enzimelor. În 2003, tot echipa firmei a deschis centrul de terapie naturală Alexandra la Breaza, un loc ideal pentru refacere și repaus. Crama Aramic de pe dealurile Silagiului, în apropiere de Buziaș, este o afacere de familie începută în 2007. Dezvoltarea companiei a avut loc în trepte, începând cu achiziția de terenuri, replantarea culturilor de viță de vie și construcția combinatului de vinificare. Prin programul de reconversie a fost înlocuită vița de vie de pe cele 50 de hectare ale Podgoriei. Culoarea, parfumul, gustul, toate calitățile unui vin deosebit sunt extrase într-un combinat ultramodern cu o capacitate de procesare și stocare de 200.000 de litri, unul dintre proiectele societății realizat cu fonduri europene. Așadar, în această ediție vă spunem povestea celor două companii din București și din Timiș și vă prezentăm programele de susținere a sectorului întreprinderilor private, mici și mijlocii din România. Rămâneți alături de noi! Bun găsit, stimați telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii noastre. De fapt, din acest sezon este prima pe temele pe care le știți de mai bine de 16 ani, cea cu investiții în România, afaceri de succes. Să vă prezentăm invitații. Domnul academician Ștefan Manea, directorul general Hovigal, bine ați revenit. Bine v-am găsit. Domnul Cosmin Crăciunescu, director general Crama Aramic Timiș, bine ați venit. Bună seara, bine v-am găsit. Și mai la urmă, ca să fie primul care vorbește, domnul Ilan Laufer, ministru pentru mediu de afaceri, comerț și antreprenoriat. Bine ați venit! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Trebuie să spunem telespectatorii de la început că ne-am bucurat extrem de tare că domnul ministru a rămas ministru, pentru că zilele trecute se vorbea de remaniere și noi, în topul pe care îl făceam, ca cei care fac emisiuni economice doar de vreo 30-40 de ani, ne gândeam că este unul dintre cei care, cum să spune, omul potrivit la locul potrivit, vine dintr-un mediu special, a fost tot timpul prezent de când îl știm pe toate televiziunile, discutând despre mediul de afaceri. Faptul că ajunsese aici pentru noi era un câștig. Începem cu dumneavoastră, domnule ministru, odată pentru a vă felicita pentru ceea ce ați făcut până la această oră și să dea Dumnezeu să faceți în continuare mult mai multe. Mulțumesc. Care ar fi planurile? Pentru că trebuie să spunem telespectatorilor, dumneavoastră mâine cu noaptea în cap plecați cu avionul și atunci nu veți sta toată emisia și practic după o jumătate de oră o să vă las zborul de la noi. Vorbind metaforic, evident. Care sunt planurile pe care le-ați făcut în acest minister? Care sunt elementele pe care le așteaptă oamenii de afaceri? Și, cum să vă spun, din ele ce ați realizat până acum și ce vreți în continuare? Am pus mai multe ca să nu vă opresc des. Ok. În primul rând, cred că pentru fiecare dintre miniștrii care fac parte din guvern, prioritatea zero este implementarea măsurilor din programul de guvernare. Și asta vă spun cât se poate de deschis. Avem un program de guvernare care a fost foarte bine gândit. Pe zona mediului de afaceri, în programul de guvernare este inclus și programul Startup Nation. Și mai sunt și alte multe măsuri. Și aș vrea să trecem puțin prin ele, fiindcă putem chiar să vedem cum ne aflăm cu fiecare dintre ele conform programului de guvernare. Una dintre măsurile cu care aș dori să încep era transformarea oficiilor noastre teritoriale, care se ocupau de programe și de IMM-uri în mod special, în agenții regionale
Și acestea au primit atribuții suplimentare, inclusiv pentru atragerea investițiilor străine și pentru comerțul exterior. Lucrul ăsta l-am realizat. În acest moment lucrăm ca să ocupăm acele locuri noi create în structură și să aducem specialiștii de care avem nevoie. Deci cred că acest lucru este un pas important pentru noi. Este o măsură din programul de guvernare foarte importantă, fiindcă vom avea o posibilitate să extindem activitatea agențiilor în teritoriu și este, să spunem, una dintre măsurile pe care le-am realizat chiar în primele zile ca și ministru. La prima ședință de guvern am venit cu această hotărâre, această hotărâre de guvern pentru transformarea oficiilor în agenții și în acest moment deja este o măsură realizată. După care, cred că este important să discutăm de pachetul de legi pe care noi... Stați că nu scăpați așa ușor. Așa. De ce oare atâția ani de zile nu s-a făcut treaba asta? Pentru că noi, dacă luăm doar această emisiune, noi am pledat tot timpul, de exemplu, când era doamna Grapini în domeniul ăsta și care a fost foarte zbătalnică și care s-a remarcat și în țară și în afară acum ca europarlamentar, că era un om care se zbătea, promitea și făcea. De ce nu s-a putut? Pentru că în indiferent ce ipostază, indiferent ce guvern, o astfel de măsură trebuia să o aibă făcută, pentru că nu se poate altfel. Corect. Ce credeți că a stat? Cred piedică? Că, în primul rând, existând programul de guvernare, s-a creat o viziune amplă. Și lucrul ăsta este foarte important de înțeles. Multe măsuri din programul de guvernare au o legătură directă. Deci creează un mecanism mai amplu. Dar cred că este foarte important de menționat ce pachete legislative am adus pentru mediul de afaceri și care este stadiul fiecare dintre acestea. Și aș începe cu prima pe care am finalizat-o noi ca și minister în luna mai acestui an. Este vorba de legea prevenției inițial, transformată în legea prevenirii. Ce face această lege? Practic vine să susțină foarte mult mediul de afaceri și în mod special mediul de afaceri autohton și IMM-urile. Știți foarte bine, se întâmplă de foarte multe ori să vină controlul și să nu știi de toate legile și aspectele și măsurile pe care a trebuit să le respecți în conformitate cu legea, dar multe dintre ele nu sunt grave sau nu provoacă, să spunem, în niciun fel riscuri majore. Dar totuși pentru acestea de foarte multe ori companiile sunt amendate, sunt sancționate, câteodată li se suspendă și activitatea. Și lucrul acesta a fost una dintre promisiunile, să spunem, cu care PSD-ul împreună cu ALDE au câștigat alegerile și până la urmă este o măsură extrem de importantă din programul de guvernare. Stadiul actual este așa, ea a fost transmisă către Parlament, a trecut de aproape toate comisiile din Senat, mai avem săptămâna aceasta până vineri să dăm un raport la ultima comisie și urmează, sperăm ca săptămâna viitoare să fie votată în plen, după care va ajunge în Camera Deputaților și vă spun că mă ocup personal ca această lege să treacă cât mai repede. Adică, din punctul meu de vedere, este în Parlament, dar noi activ susținem în comisii și peste 500 de contravenții, da? Deci peste 500 de contravenții vor fi incluse sub această umbrelă a legii prevenției. Și asta ce înseamnă? Că vine controlul și dumneavoastră, ca și companie, nu sunteți, să spunem, cu toate lucrurile în regulă, dar nu ați comis ceva foarte grav. Nu ați pus în sănătate sau securitatea oamenilor în pericol sau muncă la negru. Și atunci, inspectorul, da, cel care vine, urmează să vă facă un plan de conformare și să vă acorde o perioadă de 90 de zile în care să vă puneți toate lucrurile în conformitate cu legea. Doar atunci revine și în cazul în care sunteți în regulă, da, nu mai sunteți amendat sau sancționat. Deci legea se află în Parlament. După care, legea parteneriatului public-privat, de care s-a vorbit foarte, foarte mult. Noi nu vorbim decât de 26 de ani. Ok. Vă pot spune și în vă pot da o veste bună. Legea a ieșit din avizare internă din minister și se află în acest moment deja în avizare externă. Am lucrat în paralel și la norme. Odată ce avem avizarea finală pe textul de lege, da, deci pe textul principal, urmează să facem mici ajustări normelor de aplicare în funcție de textul de lege final și să intrăm imediat și cu acestea în avizare. Se va lua o decizie dacă ele vor merge prin guvern sau prin parlament.
Eu sunt pregătit, dacă se va cere acest lucru, să mergem cu legea prin guvern, să o avem gata în maximum 3-4 săptămâni, cu tot cu norme puțin, de aplicare. Vă opresc puțin, domnule ministru, ca să revenim la prevenție. Vă rog. În furcile caudine pe care le-ați întâmpinat în Parlament, au fost voci împotrivă? Au fost amendamente? Au fost multe amendamente. Pertinente? Unele dintre ele, da. Majoritatea mai mult de formă. Noi am răspuns, evident, la fiecare dintre acestea și consider că forma pe care legea o are în acest moment este o formă foarte bună. Chiar i s-au adus, să spunem, niște ajustări pozitive. Da, E o lege foarte importantă și e bună pentru toată lumea, de știți afaceri, cum este. Mai ales pentru mediul autohton, fiindcă când discutăm de companii străine sau de companii mari, au alte abilități de a face față și dintotdeauna un din alt acest regim. Punct de vedere. Un alt regim, un alt tratament, trebuie să fim... Nu vreau să... Nu vreți dumneavoastră, dar noi nu avem cum să nu vedem. Lucru, dar vă spun că este mai ușor să faci față unui control când ai un departament juridic care asta până la urmă trebuie să facă, să se ocupe de partea de interior și de relația externă cu autoritățile. Gândiți-vă că o familie de, să spunem, un business de familie cu 3-4 persoane, nu mai are o persoană dedicată care să se ocupe doar de acest lucru. Și atunci, evident că sunt anumite inexactități, fiindcă nu sunt din rea voință. Și lucrul ăsta trebuie să-l înțelegem foarte bine. Și în conformitate cu politica pe care noi avem, este să încurajăm mediul de afaceri, să venim în sprijinul acestuia. Și cred că foarte important de menționat, după ce legea va fi adoptată, avem o anumită perioadă de timp în care va trebui să creăm inclusiv un portal de informare în care toate societățile comerciale să poată să ia informațiile asupra diverselor legi, mod de aplicare, care sunt obligațiile, dar și drepturile când vine vorba de un control pe acele domenii. Și asta va dura? Sunteți pregătiți sau recurgeți apropo de legea parteneriatului public-privat? Avem faceți un an de zile să finalizăm tot proiectul cu tot portalul, cu absolut totul. Dacă se va putea mai devreme, noi facem tot efortul să fie mai devreme. Trebuie să vă gândiți că pentru crearea acestei legi a prevenției, care acum se numește a prevenirii, am convocat un grup de lucru din care au făcut parte 14 ministere. Deci fiecare minister cu, să spunem, cu instituțiile sale abilitate în control, fiindcă și turismul are, și Ministerul de Interne are, și Ministerul de Finanțe, da? Fiecare dintre ei a trebuit să ne dea, în conformitate cu domeniul de activitate, care sunt acele contravenții totuși care pot fi incluse sub cupola legii prevenirii. Și vreau să vă spun, este un moment extrem, extrem de important. Și de asta vreau, insist, să o avem cât mai repede în vigoare această lege a prevenirii. Marea mea echipă, formată din câțiva redactori, are emisiune și pe programul 1. Am invita, atunci când este gata toată treaba, cu siguranță, să putem să dezbatem, pentru că acolo sunt mult mai mulți cei care sunt dinăuntru și interesați, dar asta nu înseamnă că același interes nu-l suscită și în afară, dar fiind faptul că foarte, foarte mulți au rude care au afaceri sau care vor să pornească după ce își fac un cheag în străinătate, după cum bine știți, să vină încoace, da, să facă ceva. Ceea ce nu este rău deloc, zicem noi. Și sunt în total 3 legi de care noi ne-am ocupat și ne ocupăm ca minister. Legea prevenirii, parteneriatul public-privat pe care vi l-am prezentat mai devreme și v-am spus că din punctul nostru de vedere a ieșit din avizare internă. Și mai departe avem legea lobby-ului, lege pe care noi am structurat-o și am trimis-o în Parlament. Deci acestea sunt cele 3 legi care, din punctul meu de vedere, creează un cadru mult mai favorabil mediului de afaceri din România. Și sunt anumiți pași importanți care se întâmplă. Legea lobby-ului, chiar având o menire de a oferi, în primul rând, cadru legislativ și de a încuraja relația dintre investitorii privați și autoritățile centrale și locale. Legea parteneriatului public-privat ne va oferi posibilitatea să începem lucrări serioase de infrastructură pe care statul român va putea să le răscumpere în timp. Dar până una alta, noi o să avem acele, să spunem, șosele, autostrăzi, spitale, școli, clădiri publice
și inclusiv alte tipuri de infrastructură care se poate construi în parteneriatul public-privat și are până la urmă un scop de a deservi cetățeanul și, pe de altă parte, inclusiv poate cu ocazia asta nu mai servicii arestăm primari, publice. Poate nu mai arestăm miniștri, poate nu mai ne complicăm cu niște lucruri care, atunci când vorbești cu un cetățean din străinătate care e puțin mai avizat, pur și simplu nu înțelege cum să faci așa ceva când la el în țară de zeci de ani se întâmplă altfel. Da. E, uite că ne ajută Dumnezeu și intrăm și noi în rândul lumii. Asta cred și eu că se va întâmpla și lucrul ăsta îmi dă, vă spun sincer, puterea de a merge mai departe și de a face tot ceea ce trebuie ca aceste legi și măsuri și programe pe care le avem să le ducem la bun sfârșit. Acum întreb și eu ca ăla din târg care nu știe multe, dar care vrea să afle. Se întâmplă ca la un pachet atât de important să fie lângă dumneavoastră și opoziția, pentru că, de exemplu, dacă luăm pe liberali, ei, prin definiție, nu sunt oamenii afacerilor, sunt oamenii care ar trebui să facă. Într-un astfel de demers, cum i-ați văzut, lângă dumneavoastră sau împotriva dumneavoastră? În primul rând că au fost destul de implicați și au încercat să vină cu, să spunem, cu propuneri, cu amendamente și așa mai departe. Deci, din punctul ăsta de vedere, au fost implicați toți cei din Parlament. Unele au fost pertinente și s-a ținut cont de ele, altele mai puțin și am considerat că nu sunt, să spunem, binevenite, că nu ajută, ci mai mult încurcă. Știți că și aici există o expresie lumească, da? Doamne, dă-mi. Pentru că dacă, în fine, dă românului mintea de pe urmă, și vezi că un lucru e bun, chiar dacă e venit de la opozanții, nu? Adică ei sunt în opoziție și, în mod normal, ei așa, până acum cel puțin, așa au gândit. Nu că trebuie să fim împotrivă. Ori în toate țările din lume, când este un lucru bun pentru națiune, atunci bați palma cu concurentul ca să fie bine. Că alegătorul ține cont de treaba asta. Deci nu văd absolut niciun motiv ca aceste trei propuneri legislative să nu fie susținute și de cei din opoziție. Nu văd de ce. Adică discutăm de trei legi necesare. Legea prevenirii, parteneriatul public-privat care nici se pune necesare și de mult obligatorie. Și legea lobby-ului, da, ca să reglementeze măcar cadrul, să știm care este. Mai îngust, mai larg, dar să știm care este. Am înțeles. Și vreau să vă mai spun așa, avem programe de susținere a IMM-urilor și cred că cel mai important de care ar trebui să discutăm este programul Startup Nation, care s-a bucurat până în acest moment de un foarte mare succes și atenție din partea celor care au dorit să-și înceapă un startup. După cum știți, noi urma să finanțăm cu aproximație 9.000 de firme anul acesta și am avut 19.300 de companii care s-au înscris în program. Pentru cele pe care le vom finanța se vor crea aproximativ 21.000 de locuri de muncă noi în economie, majoritatea ocupate de antreprenori care sunt proprii angajați în firmă, le-am permis și acest lucru și vreau să vă spun că am introdus un element care a avut un rol extrem de important în proiect. Tinerii absolvenți de după 2012 până în prezent, indiferent că discutăm de studii, să spunem, medii sau superioare, au primit un punctaj suplimentar pentru a fi angajați în propria companie pentru a se înscrie în program. Și în acest fel, programul are o vârstă medie a aplicanților de 36 de ani, 45% sunt femei antreprenori, 75% din companiile care s-au calificat sunt din urban și 25% sunt din rural. Și este într-adevăr un program care a reușit să miște în teritoriu foarte, foarte mult. Bineînțeles, noi ne-am implicat și atunci și am fost în peste 38 de județe din toată țara să prezentăm programul Startup Nation. Și cred că partea aceasta de educație antreprenorială și de comunicare pe care am avut-o a atras foarte mulți tineri alături de program. Săptămâna aceasta am dat o veste foarte bună. Până în acest moment s-au semnat aproximativ 5.500 de acorduri de finanțare. Avem programați la semnare încă aproximativ 1.200 de beneficiari. Și săptămâna aceasta am început deja să chemăm la semnare și ultima tranșă, care înseamnă încă vreo 2000 și ceva de beneficiari. Toți cei care au semnat în acest moment
acele clauze suspensive au fost toate ridicate, adică am dat ordine să înceapă de luni săptămâna aceasta să-i cheme pe cei care au semnat cu clauză ca ea să fie ridicată și toată lumea are undă verde pentru a începe implementarea programului Startup Nation. Avem trei bănci care sunt partenere de implementare și au un rol extrem de important în program. Ne ajută inclusiv cu partea de... spune? Da, este vorba de BCR, Banca Transilvania și CEC, care, din punctul meu de vedere, ne-au oferit un sprijin real, s-au implicat foarte mult. Noi facem acum un summit Startup Nation de implementare și am promis acest lucru. Nu o să vă las și o să viu alături de voi, inclusiv în partea de implementare. Și vreau să le mulțumesc pe această cale colegilor mei din teritoriu, de la Minister, partenerilor noștri de implementare, pentru tot sprijinul uriaș pe care ni-l acordă. Am fost deja săptămâna trecută în Târgu Mureș, Cluj, Arad și la Ploiești și vreau să vă spun că feedback-ul este unul foarte, foarte bun. Eu v-aș este propune, domnule ministru, de susținere de implementare. După ce terminați faza asta, după ce vă întoarceți de unde plecați mâine, să vedem cum facem programe și pe TVR1. V-aș propune că atunci când puteți să veniți și la noi pe programul 1, dat fiind faptul drag. Că veți vedea impactul. Este oricând un impact formidabil pe orice canal, că e 1, că e 2, că e 3, e altceva. Vreau și să vă mai spun explicațiile care le dă cu atâta acuratețe și pe înțelesul tuturor. Acum să vă întreb dumneavoastră. Vreau să vă mai spun ceva. Mâine începe un eveniment extrem de important în România, care nu se întâmplă foarte des. Suntem gazda celui mai mare eveniment de internaționalizare a companiilor din Statele Unite. Bucureștiul va fi gazdă. În fiecare an este ales un alt oraș mare din lume, deci nu doar din Europa, ca fiind gazda acestui eveniment. Vor sosi în România peste 150 de companii americane care doresc să cunoască piața, să facă investiții, parteneriate. Și dacă o să mergeți în București chiar pe Calea Victoriei, o să vedeți și steagul României alternând cu steagul Statelor Unite. Este un eveniment care se va desfășura până la finalul săptămânii și din nou sunt mândru să vă spun că este cel mai mare eveniment de acest fel a Departamentului de Stat American și anul acesta noi suntem gazda. Vor sosi companii din mai multe colțuri ale lumii. Să fie cu noroc, vă promitem că noi vom fi cât mai multe. Este o realizare foarte acolo. Mare pentru România și este o vizibilitate foarte mare pentru România în plan extern. Și mă bucur să vă dau această veste. Uitați-vă ce ne spune domnul Lucian Pârvan din Germania. Spune că intențiile sunt foarte bune și ar fi foarte bine dacă aceste proiecte sunt accelerate pe zona de implementare. Numai bine ne dorește. Startup Nation este în plină implementare. Deja partenerii noștri de implementare au început să semneze și acordurile de finanțare și sunt deja antreprenori și nu puțini care și-au început deja implementarea proiectelor. Cu referire la legea prevenirii, este pur și simplu într-o etapă finală în Parlament și urmează să fie votată munca foarte grea acel grup de lucru care s-a întâlnit de peste 35 de ori ca să ajungem și să reușim să producem un text de lege viabil și bun, fiindcă nu a fost ușor. Legea a atins undeva la 100 de acte normative în vigoare, ca să înțelegeți cât de complexă este. Este în fază finală și va fi implementată la fel ca și parteneriatul public-privat. Pentru că aceste dumneavoastră vă apropiați de termenul de plecare. Priorități zero pentru mine. Și opinia invitațiilor. Domnule academician, vă plac cele nu auzite? Plac, sunt aproape de suflet dumneavoastră foarte, după 27 de ani de experiență? Sunt foarte direct cu rezultate bune și pentru că aș vrea să spun de legea prevenirii, deși n-au aprobat-o încă, ea o aplică. Eu am avut situația zilele astea prin care a venit cineva și a spus și până la urmă eu le-am controlat de ANAF înainte. Și după ce am avut o discuție așa omenește cu el și i-am spus, dar e o chestie nouă. Acești oameni n-au avut când să învețe legislația asta. Înțelege și mă atacă. Și a fost foarte înțelegător și pe urmă a zis, eu vă dau, nu vă dau amendă, vă dau un avertisment. Mi s-a părut de un bun simț extraordinar și am spus, nu am avut discuții cu mine, dacă aud cumva că n-ați respectat de acum încolo, cer eu să dea că eu am o regulă care o am în fabrică. Cine e vinovat, plătește el la control, nu plătește întreprinderea.
Corect. Da. Și noi vrem aici să implementăm treaba asta la noi. Da. Să o introducem fără ori. Și de și mâine, am de rămas exemplu, foarte impresionat de faptul director, că vom avea un astfel de exemplu. Da. Că o doamnă care vine de acolo a fost foarte așa, la început a fost așa categorică și pe urmă, când după ce a văzut punctul nostru de vedere, a zis, sunt de acord total. Am înțeles. Domnul Crăjunescu. Din punctul meu de vedere, va fi un beneficiu extraordinar companiilor mici, cum a spus și domnul ministru, și se vor implementa, sper, într-un timp cât mai scurt, astfel încât să putem beneficia cu toții de da, ele. Să fie cu noroc. Domnule ministru, noi de acum încolo începem cu filme, pentru că fiecare filmă va fi prezentată. Începem cu telefoane, cu telespectatori din țară și din afară. Ne pare rău că nu mai puteți să stați, dar vă mulțumim pentru prezență și pentru ce ați spus. Eu vă mulțumesc pentru invitație. Același timp, vă rog să aveți parte de mult noroc, că știți cum este, și de multă sănătate, ca multă să puneți totul în practică, pentru că vă, vă garantez că ne vedem până la sfârșitul anului cu toate aceste măsuri, da, deja în vigoare. Unele sunt deja, dar vorbim de legea prevenirii și de parteneriatul public-privat. Să fie cu noroc. Și să nu vă mai văd stresat, domnul ministru, că sunteți, sunteți băiat tânăr și trebuie să aveți în vedere că poziția dumneavoastră este extrem de corectă și noi care suntem la o anumită vârstă, să știți că chiar apreciem acest vă mod de a gândi. Vă mulțumesc frumos. E frumos când un academician de asemenea valoare. Este o onoare, vă spun sincer. Și vă mulțumesc. Unul dintre cei mai mari directori generali de combinate chimic din pe care a avut România vreodată, unul dintre cei mai mari cercetători ai României în domeniul chimiei este domnul Manea Ștefan. Dacă domnia sa vă spune așa ceva, eu să știți că aș face ca l-aș pleca să dorm liniștit pentru că e mare lucru. Rugăm pe doamna regizor Apostol să difuzeze primul reportaj. Peste un sfert de veac de neobosită pasiune, sute de medicamente pentru toate afecțiunile, peste 200 de brevete naționale și internaționale și un nume unic pe piața medicamentelor naturale din România. În minutele următoare vă prezentăm istoria Hofigal, peste 30 de ani de muncă, respect pentru semen și grijă pentru sănătate, o viață dedicată naturii și produselor din plante. O companie 100% românească, un stâlp de rezistență al cercetării românești în sectorul plantelor medicinale și aromatice, o marcă recunoscută la nivel mondial, își începe povestea la București la 17 aprilie 1990. Experiența câștigată în toți acești ani a dus la dezvoltarea unei adevărate industrii de profil, iar societatea a devenit un nume de referință în domeniu, una dintre mărcile faimoase pentru produsele homeopate, fitoterapice și galenice din țara noastră, Hofigal. Numele îi este asociat cu al unuia dintre cei mai mari cercetători ai țării noastre, academicianul Ștefan Manea, fondatorul companiei, cel care și-a petrecut viața în linia întâi a bătăliei pentru binele semenilor săi și care spune acum, după aproape 3 decenii, am avut un vis care a devenit realitate, am semnat un contract pe viață, să respect natura și să aduc sănătate oamenilor numai prin natură. Ca să fiu sincer, la început nu m-a încurajat nimeni, aveam însă o convingere fermă, eram deja adeptul medicinei naturale, fiind director la o cunoscută fabrică de medicamente. A fost un act de curaj, dar o decizie care mi-a schimbat viața. A pornit cu oameni puțini, pentru că acum în firmă să lucreze peste 450 de persoane. În urmă cu 2 ani, o carte documentar sub semnătura regretatului profesor Ion Marin, Știința și miracolul medicinei naturale, aducea românilor, pe lângă informațiile extrem de prețioase din domeniul sănătății, o poveste spumoasă a vieții lui Ștefan Manea, o copilărie petrecută în natură, o lume a satului, undeva în câmpia Olteniei, în care locuitorii săi credeau eminamente în produsele naturale, un bunic pentru care cinstea și munca erau încrustate în suflet și în ADN, dar și experiența de după anii de studii ca asistent și apoi director de fabrică. Toate au reprezentat o moștenire spirituală, un stil de viață și o credință pe care senatorul plantelor a încercat să le transmită semenilor săi.
În 2015, la cea mai mare expoziție de proiecte și cercetări din sud-estul Europei, Euroinvent, Ștefan Manea și produsele sale primesc 5 medalii de aur și premiul Omul în viață cu cele mai multe invenții. Au urmat multe distincții, acordate în țară și în străinătate, iar crezul său a rămas același, neschimbat. Nu permit să iasă pe piață un produs asupra căruia există semne de întrebare. De la celebrul Redigest, primul supliment alimentar al societății, și până la peste 450 de remedii naturiste, majoritatea unicat în domeniu, obținute prin tehnologii și brevete proprii, dar și cultivate pe propriile terenuri, Hofigala a însemnat și înseamnă cercetare la nivel înalt, noi valențe pentru flora României, dar și articole realizate deopotrivă pentru trup și suflet care au revoluționat medicina. Compania produce ceaiuri, tincturi, uleiuri, capsule și comprimate, cosmetice și alte produse și este singura întreprindere autorizată național și internațional în domeniul cercetării enzimelor. De la stadiul de materie primă obținută în serele proprii sau procurată și până la cel de produs finit, fluxul este integrat, iar tehnologia folosită este ultramodernă. În 2011 a fost pusă în funcțiune o linie unde sunt obținute capsule gelatinoase. În 2003 a fost deschis Centrul de Terapie Naturală Alexandra, la Breaza, pe Valea Prahovei, la 450 de metri altitudine, acolo unde poți respira un aer foarte curat și unde este locul ideal pentru refacere și repaus. Sunt mândru de tot ce am făcut până acum. Este destinul meu și mi-l asum, spune Ștefan Manea, care adaugă, dincolo de toate realizările, am ridicat un edificiu pentru sănătatea românilor, cărora le închin efortul meu de o viață și le spun atât. Nu rămâne nimic de pe urma ta decât ceea ce ai dăruit oamenilor atâta cât ai viețuit. Dincolo, nu luăm nimic. Foarte frumos. Și comentariu și ceea ce spuneți dumneavoastră, excelență. Eu, unul, noi ne vedem o dată de două ori pe an, dar tot timpul mă laud cu dumneavoastră pentru că am cu ce. Tot timpul spun multora că dacă ar învăța câte ceva de la domnia voastră, ar fi cu totul și cu totul altceva. Cum este să te uiți puțin în urmă așa și să vezi că unul dintre cele mai mari combinate din Europa a fost conceput, creat de dumneavoastră și condus, după care să vezi că nu e nimic, nu mai rămâne nimic și că găsiți utilajele respective vândute la fier vechi prin Japonia. Da. Cum este ca după asemenea trăiri, după asemenea, să faci cea mai mare firmă de medicamente naturiste din Europa? Să știți că e o satisfacție, dar am avut și aceste lucruri care le-ați spus dumneavoastră și care sunt reale. La combinatul Chimii Giurgiu, când l-am pornit acolo, mă rog, unde ne-am cunoscut acum 40 de ani. Unde ne-am cunoscut acolo 40 de ani. A fost prima televiziune din viața mea, cu care, sau primul reporter din viața mea, cu care am purtat în mașină discuția și filmat la capul locului acolo și a fost dat pe televiziune. La vremea aia nu exista decât televiziunea națională. Nu erau ca acum 180 de televiziuni. Și a fost un sprijin total, pentru că am găsit un partener de discuții care m-a înțeles, pentru că la vremea de atunci îmi spuneau foarte mult că sunt nebun, că eu promisesem conducerii tovarășului și tovarășei că voi face acolo combinatul și nu unde au vrut să-l facă, pe un vârf de deal și așa departe, la 18 km. Și acolo a zis el, uite aici să fie combinatul. După 12 ani de activitate, când a început să combinatul să fie o mândrie, a venit la mine în 2 ani de zile cu 27 de șefi de state și partide. Era un fel de mândrie, mai ales a tovarășii care era chimistă și care eu întotdeauna spuneam că a avut o contribuție prin sfaturi, prin sfaturi de genul ăsta. Ei, n-a fost simplu ca în momentul respectiv să ajungi să realizezi un export după 12 ani de 75 de milioane de dolari.
ajungesem ca 80 și ceva la sută din exportul meu, din producția mea, mergea la export. Și era o chestiune... Trebuie că... să spunem că vă concurați cu cele mai mari firme din lume. Că cel puțin în zona asta a Europei nici nu aveați concurenți. Eram pe topul între primii 5 ai lumii la treaba respectivă și am aflat despre chestia asta când am fost plecat în America și, mă rog, în Alabama și acolo mi s-a propus să rămân acolo niște condiții cu totul și am spus așa ceva, la mine nu găsiți, nu o să aveți niciodată, nu se poate. Mi oferea un salariu care nu vă închipuiți așa. A părut să merge de sub 220 și era 9.000 și nu știu cât de dolari și mi-oferea 9.000 de dolari pe lună și un castel unde să mă duc să stau acolo la ei, pentru că nu le venea să creadă că se poate face așa ceva. Și am spus, nu mă interesează, orice ați face. Ei, am venit... Și ați făcut alt combinat, am făcut al dumneavoastră. Am făcut un combinat, am avut un sprijin deosebit și poate să spună oricine, orice-l vrea, din partea familiei un conducătoare, Ceaușescu, pentru că ea cândva mi-a spălat vasele în laborator. Și mie nu îmi spunea tovarășul Manea, îmi spunea Fănică. Și aveam discuții cu ea și când îi ceream ceva, imediat dădea dispoziție să mi se dea voie să fac. Pentru că am avut treburi de genul ăsta, investiții foarte mari și erau foarte mulți care nu aveau încredere. Totul numai în inox? Da. Totul numai în oțeluri speciale numai, care... Numai în inox. Uzinele de aici, metalurgică din București, care nu mai există uzinele până, aproape 2 ani de zile a lucrat numai pentru combinatul chimic Giurgiu. Inoxul pe care eu nu primeam, nu acceptam decât V4A, nu nici măcar 2A, V2A. Adică cum era inoxul catare, să fie numai utilaj, să am curățenie, să am tot ce trebuie. Și care și acum, la dumneavoastră, da, în fabrică, da, avem aceleași lucruri. Exact, aceleași. Dar și aici ați fost deștept, dacă îmi dați voie să vă spun. Firme germane, de cea mai bună calitate, firme elvețiene, firme englezești, aveau niște prețuri exorbitante. Am avut împreună o discuție, da, în urmă cu mulți ani, da, și pentru că îl știam pe domnul Victorov, din America, din Canada, i-am spus, vedeți că se fac în China niște produse de excepție, de 10 ori mai ieftine. N-ați zis nimic și după câteva luni de zile ați început să aduceți cele mai performante utilaje la de 10 ori mai bine, mai ușor, mai ieftine da, decât în partea altă. Pentru că în tinerețe lucrasem în Politehnică și am fost profesor, adică cu o jumătate de normă lucram în asta și acolo am avut niște studenți care, doi dintre ei, au ajuns în fruntea piramidei în China. M-am dus cu soția acolo, m-au primit impecabil, am stat aproape 2 luni și jumătate, făceam schița, desenul, cum să fac utilajul și să îl primesc. Și prețurile erau, într-adevăr, de 10 ori mai mici decât erau în Europa toți. Și iar calitatea garantată aceeași. Calitatea era făcută în tocmai. Dacă știai ce să-i ceri, la chinez, dacă știi ce să ceri, adică îți răspunde ca atare. Dacă nu, face chinezărie. Da. Adică sunt și când i-am spus, m-am dus la el și i-am spus, nu vreau sudură din asta, eu vreau sudură care să fie pe tot spațiul respectiv, să nu aibă fisuri, treburi care să intre, ci să fie, uite cum știi tu că trebuie să fie, i-am spus, cum faci cu degetul pe ceară, așa trebuie să rămână în spatele ei. Au venit toate utilajele de acolo sudate. Am avut pe treaba asta o discuție foarte interesantă. Am fost invitatul special după ce a văzut un cetățean, invitatul special al regelui Marocului și m-am dus la el acolo pe instalația de uleiuri volatile, care este cam de 3 ori cât camera asta, nu ia cine știe ce, îmi oferea o sumă imensă ca să o mut în Maroc. Și am spus, am dus acolo, am văzut, bineînțeles că nu. Aveți trimis oamenii să vadă instalația, pentru că el avea randamentele la uleiurile volatile de 48-52% și eu aveam 88-90%. Și de aici, dublu. Aproape dublu. Și uleiurile volatile, cu cât sunt mai aproape de cât este natură, cu atât sunt mai active. Pentru că un ulei volatil, foarte puțin lumea știe, că are până la 400 de componente. Și asta trebuie să le scoți pe toate în armonie ca să poată acolo, să rămână acolo. Și a venit, a văzut și pe urmă regele, când a văzut treaba asta, mi-a trimis
pe unul care îl chema Hamamuci, consilierul lui personal, fusese director în Franța la o instituție care lucra să așa ceva. Și când a văzut asta, m-a întrebat, poți să filmezi? Da, puteți să filmați. Poți să fotografiezi? Da, poți să fotografiezi. Eu nici n-am stat după el. Și mă trezesc cu el că fotografia eticheta aia mică. Vă întrerup puțin, excelență, dat fiind faptul că la telefonul avem pe domnul Dorel Goia. Bună seara! Alo! Bună seara, domnul Goia! Bună seara! Trebuie să spunem de la spectatorilor că domnul Dorel Goia este președintele Consiliului de Administrație Teraplast și este unul dintre investitorii români care a făcut o investiție de multe milioane de euro, cred că 11-12 greșesc, în Serbia, nu? Da, da. Ne dați câteva detalii? Aș fi vrut, în primul rând, să ne cerem scuze că v-am scos dintr-un concert. Dar, în același timp, cred că... De mult și am ieșit pe stradă pentru că era imposibil să aud ce-mi spuneți acolo. Poftiți? Zic că am ieșit pe stradă, poate să aude și puțin și traficul, dar am ieșit din sală pentru că nu puteam. Da, da, da. Vă mulțumim mult. Domnul Goia, spuneți-ne în ce constă investiția respectivă, cum v-a venit ideea și cum se desfășoară activitatea? Deci, investiția a fost făcută în Serbia pentru că acolo este piața, una din piețele pe care TeraSteel, una din firmele din grupul Teraplast, își exportă produsele de ani de zile. Este o piață apropiată de noi, are cam același specific și acolo am constatat că avem un mare avantaj, întrucât există doar un singur producător local mic, cu tehnologie învechită, pe când în România suntem 9 competitori, 9 fabrici. Noi am început în urmă cu 10 ani în România să producem, eram pe locul 9 și acum suntem pe locul 1 la egalitate cu încă alți 2 producători, din care unul lider european. Deci am mers după piață. Să fie cu noroc! Mulțumim! Vindem de ani de zile acolo, climatul economic este bun, sperăm să intre și în Uniunea Europeană în 2020 sau 2022, să beneficiem de fondurile de preaderare și de fondurile europene ulterioare, adică să facem ceea ce știm să facem. Acum știți că despre ei se vorbește ca și despre partea noastră cu oltenii, cu vorba aceea, cine se ia cu mine bine, dau cămașa după mine. Așa sunt și ei. Dacă ați fost serioși cu ei, dacă ați avut relații adevărate, vă respectă până la Dumnezeu. Pentru că nu se poate altfel. Au altă cultură, altă educație. Da, seamănă mult cu noi. Au o masivă emigrație. Acum încep să întoarcă și ei acasă. Sperăm că vor face și românii la un moment dat. Ce gânduri de viitor aveți, domnul Goia? Poftiți? Ce gânduri de viitor aveți în acest domeniu? Ne uităm la alte piețe apropiate acolo, unde, spre deosebire de România, spre exemplu, în Ungaria, există liderul mondial care face jocurile și un mic producător local. În condițiile acestea, prețurile sunt mult mai mari decât în România, pentru că este un clasic monopol. De aceea vinde foarte bine în Ungaria, pentru că produsele noastre sunt egale din punct de vedere al calității cu cele ale liderului mondial, dar sunt puțin mai ieftine. Și asta trebuie să facă toți producătorii români, să meargă acolo unde este piața, dacă au o calitate egală cu acelui mai bun din piață. Am înțeles. Atunci, vă mulțumesc mult, domnul Goia, și vă așteptăm în direct. Mulțumesc foarte mult. Și o seară bună, numai bine. Asemenea și dumneavoastră. Mulțumim. Domn Apostol, putem să difuzăm și al doilea reportaj? Via și vinul românești au atras tot ce se putea din fondurile europene alocate acestui sector în ultimii ani, viticultura reușind să absoarbă toți banii disponibili pentru refacerea culturilor de viță nobilă. Cu toate că acest proces a început doar de câțiva ani, la producția de vin ne situăm pe locul 6 în Europa, după Franța, Italia, Spania, Germania și Portugalia. În plus, peisajele naturale și domeniile viticole care au readus la viață castele și conace ne recomandă ca destinație turistică pentru iubitorii licorului Bacchus. Am filmat într-un astfel de loc în județul Timiș.
Povestea frumoasă a vinului de calitate de pe dealurile Silagiului, începută cu secole în urmă, scrie file noi grație unor investitori care cu pasiune continuă tradiția viticulturii în zona Buziaș. Tânăra Crama Aramic este o afacere de familie începută în 2007, un proiect solid construit cu fonduri europene. Dezvoltarea companiei a avut loc în trepte, începând cu achiziția de terenuri, replantarea culturilor de viță de vie și construcția combinatului de vinificare. Prin programul de reconversie a fost înlocuită toată cultura veche de pe cele 50 de hectare de podgorie cu soiuri nobile, albe și negre precum Sauvignon Blanc, Muscat Otonel, Fetească Albă, Chardonnay, Fetească Neagră, Pinot Noir, Merlot, Cabernet Sauvignon. Cei care vizitează Crama descoperă că secretul vinului bun stă în fiecare detaliu, dar mai ales în conștiința celor care îl prepară. Vin după o experiență foarte frumoasă, consider eu, în Italia, unde am studiat viticultura și enologia. Vin dintr-o școală și de biodinamică, e o chestie nouă încă în România, dar are foarte mult impact în lumea întreagă, pentru că trebuie să ne gândim foarte mult, să fim foarte atenți la natură, la ce ne dă ea, că noi tot timpul îi cerem ceva, dar nu dăm niciodată nimic în schimb. Trebuie să fie un schimb între noi și natură ca să lucrurile să meargă cum trebuie. După 17 ani petrecuți în Italia, dintre care ultimii 7 au fost dedicați culturii biței de vie, Adalbert Marton a considerat că este timpul să se întoarcă în România și să-și pună în valoare experiența câștigată în peninsulă. Totul pornește de la pământ, de la plantă, de la schimbul acesta de energie. Fiecare plantă trebuie să o cunoaștem bine, să avem grijă de ea, ea este cea care o să ne dea vinul cel bun. Făcând mai puține intervenții în cramă, iese vinul cum ar trebui să fie el, natural. Trebuie neapărat să fim atenți la partea aceasta, partea agronomică, să fim atenți la tăieturi, la partea verde, cum vine gestionată pe timpul verii, la selecția ciorchinilor, selecția corzilor. Se fac tăierile iarna, când via este în faza de dormire, cum ar veni. Am avut ocazia să fac acest curs extraordinar cu o școală de tăiere italiană, Simonite & Sirch, care au acest respect pentru plantă și încearcă să facă tăieturi cât mai mici ca să nu afectezi planta, să o lași pe ea să lucreze cât mai natural. Proprietarii trebuie să lase la copiilor, la strănepoților, cum fac și în alte țări, aceste plante să fie la 40, la 50, la 60 de ani, când o să înceapă să dea strugurii cei mai buni. Și presupun că dacă respecti planta, același lucru trebuie să-l faci și cu solul. Exact. Intervențiile exact. Trebuie să fie cât mai mici și la sol. Exact. Intervențiile ce se întâmplă? Solul. Solul este viu. El are o mulțime de microelemente. Dacă noi dăm erbicide sau dăm alte substanțe, ce se întâmplă? Aceste microelemente mor. Culoarea, parfumul, gustul, toate calitățile unui vin deosebit sunt extrase într-un combinat ultramodern, cu o capacitate de procesare și stocare de 200.000 de litri, un alt proiect realizat cu fonduri europene. Talentul celor 10 specialiști împreună cu vinificatorul a dus la crearea unor licori superioare. În 2016, vinurile Aramic primesc recunoașterea națională și internațională, calitatea acestora fiind apreciată încă din primul an de producție. Mai avem 15 grame de zahăr, se simte și la gust, se stă foarte moale. Simți nasul ce frumos e, curat, socul. În imensele rezervoare din inox au loc etapele ce nobilează vinul. Liniștea, semi-întunericul, timpul și maestria oamenilor își pun amprenta asupra gustului. Nu dezvăluim niciun secret de fabricație. De fapt, nici nu ne-am propus să-l aflăm. Ne-am bucurat să găsim la Crama Aramic și să vă prezentăm o echipă pentru care primează calitatea și nu cantitatea.
foarte frumos, un vis de reportaj. Dar nu discutăm, domnul Crăciunescu, acum despre treaba asta, pentru că la telefon o avem pe doamna europarlamentar, doamna ministru Grappini. Sărătămâna, doamnă! Bună seara! Bună seara și bine vă regăsesc! Felicitări și pentru atitudinea de astăzi. Cred că o să facem fiecare emisiune, nu o să lipsiți niciodată, pentru că dacă aveți atitudinea asta, cred că fiecare român, indiferent de oriunde ar fi, unde s-ar afla, trebuie să știe că românii în Parlamentul European sunt apărați în primul rând de doamna Grappini. Mulțumesc astăzi, mult! Astăzi, mulțumesc. Cum, na, noi trebuie să vă mulțumim, nu dumneavoastră. Astăzi cum a fost, doamna ministru? Da, e destul de greu să suporți nedreptatea, e destul de greu să vezi cum românii, doamna Macovei și Mureșan, cer sancțiuni României, e destul de greu să vezi cum doamna Chioveși minte și nu fug de acest cuvânt, pentru că a dat cifre inexacte, e foarte greu, dar trebuie să ne batem până la urmă pentru români, pentru că ei ne-au trimis acolo și eu sunt totdeauna de principiu că trebuie să informăm corect când spunem ceva, nu să dezinformăm. Așa este, dar vedeți dumneavoastră că din cât sunteți, doar puțin au astfel de atitudine. Mă gândesc că inclusiv ieșirea dumneavoastră din aulă înseamnă un semn care trebuie să dea de gândit și puțin sunt cei care au făcut așa ceva. Da, este un de spirit de frondă că... care... arată... Da, și mă bucur că s-a prins secvența, a fost gestul meu de protest, pentru că nu este normal ca un moderator să nu aplice principiile și regulamentul. La ieșire din sală, când s-a terminat, eu am așteptat pe hol și atunci am spus și am văzut că o anumită televiziune a prins secvența aceea și astăzi, imediat după asta, am scris protestul de data aceasta în formă scrisă și l-am transmis la liderul grupului ALDE, pentru că acel moderator era de la ALDE, pentru că eu cred că trebuie să respectăm, indiferent din ce grup politic facem parte, etica, regulamentele. Ce exemplu să dăm Ucrainei, că despre asta era vorba, să împărtășim un exemplu a unei țări europene, când moderatorul, membru al Parlamentului European, face acest lucru. Dar am deslușit. De ce? Pentru că și acea doamnă și acel domn se pare că e în acea mare grupare Soros și au legături comune cu doamna Monica Macovei. Asta este. Hey, cât mai durează mandatul ăsta, doamna ministru? Al meu? Nu al dumneavoastră, că al dumneavoastră am vrea să dureze până cât durează viața dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc mult! Al meu se termină în iulie 2019, pentru că în mai sunt alegeri. Doamna Macovei, eu sper să... Doamna Chioveși, eu sper ca această inspecție care a fost făcută și acest control... Alo? Alo? S-a întrerupt legătura. În fine, ce era de spus, stimați telespectatori, s-a spus. E bine că la nivel european mai ne reprezintă câte cineva și că ce e de spus să spune obiectiv. Acum revenim la domnul Crăciunescu. Cum ați făcut bijuteria aia de cramacolă? De unde a venit ideea? Cum s-a întâmplat? Înțeleg că e o chestie de familie, e o chestie deosebită și din ce am înțeles de la... colegii noștri din zonă, că avem studio teritorial foarte bun, foarte important acolo, sunt unele dintre cele mai apreciate vinuri. Pot să vă spun că cu multă muncă, în primul rând. Începuturile au fost grele. Este o afacere începută de la zero. Deși zona viticolă din care facem noi parte, zona Banat, dealurile Silagiului, este o zonă cunoscută în partea noastră de țară și s-a evit în momentul respectiv oportunitatea de a investi în această nouă activitate sau nou domeniu viticol din regiunea respectivă. Noi am început în anul 2010 prin a reînființa fostele plantații de viță de vie care existau de secole pe acele dealuri și prin ajutorul proiectelor europene am realizat în 2010 o primă reconversie, iar o a doua etapă a urmat în 2012 și am plantat o suprafață de 46 de hectare. De unde ați avut specialiști? Pentru că, de exemplu, pe domnul Marton l-am cunoscut. Dar ceilalți, salariați, muncitori, cum găsiți în zona aia? Pentru că știu că multe firme au luat ființă, chiar dacă unii nu știu. Sunt multe firme italiene, sunt multe de toate națiile, așa, și practic nu e forță de muncă cât v-ați dori.
Cu toate astea, ce aveți dumneavoastră acolo, e clar că aveți forță calificată. Avem, într-adevăr, la început, primul nostru inginer viticol a fost un absolvent al Facultății de Horticultură din Timișoara, în primul an al lui de practică. Cu el am început, de fapt, demersul nostru spre această activitate. Iar ulterior am ajuns să găsim și să beneficiem de oameni care au lucrat în domeniul viticol. După cum am observat, și enologul nostru provine din Italia, unde și-a făcut experiența. Revenim la domnul academician. Excelență, am văzut și o poză acolo, de fapt un cadru, cu câțiva dintre colegii noastre, dintre salariații dumneavoastră. Am văzut că sunt mulți tineri, dar cu toate astea știu că aveți specialiști de cea mai înaltă clasă. Cum i-ați format? Pentru că, practic, dumneavoastră, de când ne știm noi, în asta ați fost specialist. Da. V-au ieșit din mână cei mai buni oameni. Se întâmplă. E o mare problemă și foarte mulți oameni nu știu să lucreze sau să-și apropie pătrui. Eu, între mine și oricare din salariații mei, eu îl consider un amic, un prieten, un ce vreți, apropiat și care trebuie să-l determin să gândească și să muncească, să-i facă plăcere a ceea ce face. Dacă satisfacția vieții nu este munca, nu vei fi niciodată un om cum trebuiește. Din acest lucru... Știți că e un curent acum care de vreo 3 ani a luat ființă masiv, puternic, amploare, dezvoltare în Germania și care spune că tot ceea ce faci, dacă nu faci cu plăcere, degeaba faci. E corect. Și că din punct de vedere al sănătății, iar dumneavoastră asta exact faceți, corpul secretă tot felul de endorfine, nu știu cum să numesc, care în momentul în care ești fericit, faci cu plăcere ceea ce faci și nu vii la servici, cum zic alții, scârbici sau mai știu eu ce, ai alte șanse și viața ți-e mai ușoară, ești mai sănătos, viața e mai lungă. Greșesc? Nu greșiți cu nimic. Vă citeam paragraful profesorului Dulcan care spune: stresul, ura, invidia provoacă în corp un mediu acid, favorabil bolii. Gândurile rele ne iau din viață, bucuriile ne dau viață. Asta spune mare profesor Dulcan. Ce ar trebui să facem? La această întrebare, el face și o carte scrisă treaba asta și eu pot să spun că oamenii care îi am, îi am foarte apropiați, că sunt foarte mulți dintre ei care au tentații și salariale și cum vrei să plece în altă parte. Însă mi-am apropiat și fiecare din ei au și contribuit, au și invenții, au și făcut tot felul de activități din astea științifice și am încercat să-i aplic, să învețe cât mai mult. Imaginați-vă că am foarte mulți dintre ei care sunt, poate puține întreprinderi sunt, le-am plătit doctoratul ca să poată să-și facă, să-și dea doctoratul. Am 27 de inși care sunt cu doctoratul luat. Sunt în curs de. Eu și alții dintre ei și așa mai departe. Adică am încercat ca acești oameni să aibă satisfacția muncii și i-am dat întotdeauna acolo unde i-a plăcut lui mai bine. N-am ținut cont să faci ca mine. Faci cum îți place, dar să dai rezultatul. Și rezultatul a fost cea care i-a dat valoare și i-a... Dacă mi permiteți, aș citi și câteva telefoane de la telespectatori. Domnul Andrei din Israel, telespectator drag nou de foarte, foarte mulți ani: o țară nu poate trăi numai din import și din investiții străine. Ar trebui să avem fabrici românești, să vindem produse românești și industrie românească. Nu trebuie să așteptăm să vină investitori străini cu idei de afacere. Ar trebui să avem propriile noastre idei, iar guvernul ar trebui să-i sprijine pe antreprenori autohtoni. Transmite salutări și toate cele bune moderatorului, invitaților și echipei Investiții în România. Domnul Andrei, să aveți parte de ce vă doriți și noastră și familia dumneavoastră și ne place tare mult ceea ce ziceți, însă ați văzut că și astăzi v-am dat exemplu. Domnul Goia, de exemplu, nu numai că avem producție în țară, dar a început să facă fabrici și în afară, ceea ce nu este puțin lucru.
să vă dea Dumnezeu numai bine. Domnul Iacob Prada, ambasadorul nostru în Irak, unul dintre cei mai destoinici și mai zbătalnici ambasadori pe care îi avem, ar fi vrut să vorbească cu domnul ministru, dar fiind faptul că a plecat mai devreme, n-am putut. Dar vom găsi o formă, domnule ambasador, și vedem despre ce e vorba cu prima ocazie. Domnul Andrei Brucanu din Austria ne mulțumește pentru emisiunile pe care le realizăm. Sunt extrem de interesante prin temele abordate și prin invitații de excepție pe care aveți în fiecare săptămână. Mulțumim mult, domnul Brucanu, că vedeți lucrurile astea. Mulțumim mult că și suntem încântați că mai primim telefoane și din Austria, pentru că, din punctul nostru de vedere, simțeam lipsa. Așa cum din Anglia nu prea vine mai nimic și le-am spus-o când am fost acolo, ne bucurăm că în ultima perioadă au început și telespectatorii austrieci să se uită la emisiunile noastre sau să sune, pentru că poate unii să uită, dar nu sunau. Tineri, pasionați, creativi și îndrăzneți, așa se descriu cei din echipa B-Power, producător de miere ecologică din județul Timiș. Entuziasmul, energia debordantă și dorința de a reuși sunt aturile care te cuceresc când îi întâlnești. Totul a plecat acum mulți ani în urmă, când am avut un eveniment mai tragic în familie și primul meu idol ca și copil a avut o boală incurabilă și în cele din urmă a plecat dintre noi. Acela a fost momentul în care familia mea a început să prețuim mult mai mult sănătatea, sistemul imunitar și am dorit să ne dezvoltăm cunoștințele în materie de medicină alternativă, de sănătate holistică. Am început să ne informăm, am început să cunoaștem oameni care știau mult mai multe despre noi, care să ne îndrume, să ne ajute și încetul cu încetul totul s-a dezvoltat treptat, a curs natural și am ajuns în punctul în care creștem albine, produce miere și avem plantația asta minunată de cătină. Mai avem un asociat, Claudiu Cărean se numește, cu dumnealui am reușit să dezvoltăm această plantație de cătină. Plecat din țară la 16 ani ca tânăr sportiv de performanță, după un periplu în Spania și în Danemarca, Bogdan Boie a simțit că își poate construi viitorul în România. De unde ați avut fonduri? Că este o investiție destul de mare. Am accesat măsura 1-2 de tânăr fermier. Aveam 18 ani la vremea aceea și am fost într-o perioadă în care nu am putut activa ca dansator, ca sportiv și am trebuit să mă întorc în țară, fiind locuind în vremea respectivă în Spania, în lotul spaniol. Și am profitat de acel moment să demarăm acest proiect pe care mi-l doream de mult. Am primit fonduri în valoare de 40.000 de euro cu care am putut dezvolta stupina, am putut cumpăra utilaje pentru a putea eficientiza lucrul în stup. Momentan am plasat vatra stupinei în Cara Severin, în satul Bărbosu. E practic o localitate un pic uitată de oameni, sunt două familii în acel sat, e o zonă izolată. Și la Brebunou, acolo încercăm un pic să dezvoltăm tot mai mult stupii la o altitudine mai înaltă. În era antibioticelor, echipa B-Power promovează produse naturale care întăresc sistemul imunitar. Am încercat să ducem totul la următorul nivel, să nu lăsăm doar mierea. Avem combinație de cătină, combinație cu coacăze, merișoare, nucă, sâmburi de dovleac. Avem practic vreo 30 de cocktailuri momentan. Vine foarte mult în magazinul nostru online, pe bpower.ro, acolo avem toate sortimentele. Suntem foarte norocoși să fi intrat în lanțul DM din România. E o piață foarte mare de desfacere pentru noi, suntem foarte recunoscători pentru această oportunitate și câteva magazine micuțe, locale din Timișoara. Sunt sigur că sunt cea mai mare client al produselor noastre. Consum foarte mult și miere și cătină și tot felul de produse derivate, propolis, polen foarte mult. Fac sport de performanță de 12 ani și unul din punctele forte stă tocmai în alimentație. De 7 ani mai consum alimente pe bază de carne și încerc să suplinesc proteina prin polen, prin propolis, prin păstură, prin tot felul de produse de proveniență apicolă. Mă ajută enorm. Deci, încă o investiție, după cum ați văzut, un lucru deosebit, dar care, ca să spun așa, e un fel de
soră sau frate mai mic de lui Hofigal, în altă ordine de idei. Mă refer ca... Și în ordinea asta de idei, Hofigalul are produse complet noi și apoi vreau să vă spun numai două cuvinte că săptămâna trecută s-a încheiat Congresul 10 de apifitoterapie care a avut doar la Târgoviște. Și unde, mă rog, ne-am prezentat și acolo am venit cu un produs care este un produs de excepție făcut din larva de trântor din ziua 7-a, unde are 72-76% celule STEM. Nu m-au crezut multă vreme, au luat nemții să controleze, am primit certificatul și au spus așa este, dar mă întreabă cum se face. E, asta e mai greu. Bine, se face bine. Cu răbdare. Da. E bine, și eu am 120 de stupi la Furculești, unde am acolo un teren ecologic bio, că absolut toate terenurile Hofigalului sunt terenuri ecologice și toate culturile care le facem plantele sunt toate ecologice, toate bio și vreau să spun că... Nici n-ar putea altfel. Da. Și vreau să spun că acolo s-a discutat foarte mult despre proprietățile care le vorbea des, la miere și la produsele de miere și s-a discutat că noi avem... Am rămas foarte impresionat. Au fost prezente la acest congres vreo delegație din vreo 28-29 de țări din afară de Ainul. Și noi unde eram, domnule academician? Cum? Noi unde eram? De ce nu ne-ați luat și pe noi? Că uite, poate filmam și noi și știa tot globul. Bine, și acum se aude din gura dumneavoastră. Da, era bine să avem niște imagini? Era bine să fie imagini. Organizatorii aici este o chestiune de lipsă, pentru că cei care organizează sunt nu, de oameni. Regulă costă o astfel de filmare, doar că la noi nu ne costă. Pe noastră niciodată noi nu v-am pus la plată pentru că nu facem așa ceva și în același timp se pune problema că este de interes național și internațional. Este de interes o astfel de lucrare, un astfel de eveniment, cum să iar televiziunile private nu se duc pentru că nu generează audiență. Da. Dar pentru interesul omului. Oamenii care au venit acolo de afară au rămas foarte impresionați de că aici s-au prezentat foarte mulți producători din România. Și nu și-au închipuit că în România există. Și ne-au clasificat într-o treabă care m-am rămas foarte surprins. Însă eu ce vreau să vă spun că produsul care l-am realizat eu din larva de trântor este un produs care are un succes teribil și merge chiar așa îi spune, larvă de albine, nu este niciun fel de așa. Este un produs cu niște proprietăți de-a dreptul uimitoare și în mod deosebit în viața de fiecare zi. Prelungește viața de ciclu a femeii, adică capacitatea hormonală se dezvoltă și cel mai important lucru, creează dorință la femeie și putință la bărbat. Este o chestie foarte... Da. Și produsul este chiar foarte, foarte căutat în momentul de față și sunt foarte mulți care l-au probat. Da. Aș vrea să ne venim la dumneavoastră, domnul Crăciunescu, dar până una alta să rugăm pe doamna Apostol să mai difuzeze un reportaj. Desfășurat recent la Sinaia, în județul Prahova, Congresul Național de Cardiologie a reunit peste 3500 de medici cardiologi, interniști, diabetologi, hematologi și chirurgi din țară și de peste hotare. Bolile cardiovasculare reprezintă principala cauză de mortalitate în Europa, fiind responsabile de jumătate din totalul deceselor. Hipertensiunea arterială, obezitatea și diabetul zaharat sunt primii factori în declanșarea acestor afecțiuni. România deține tristul record de a se afla printre primele țări în care mortalitatea cardiovasculară face ravagii. Paradoxal, medicii spun că aceste boli pot fi prevenite în totalitate. Rolul pe care îl avem noi ca societate de cardiologie este de a conștientiza atât factorii de decizie, cât în special Ministerul Sănătății și Ministerul Educației, cât și publicul și mass media, că problema numărul unu în cea de sănătate publică în România sunt bolile cardiovasculare. Și că aici trebuie ca să facem eforturi mari, nu neapărat pentru tratarea lor, ci pentru prevenirea, în primul rând pentru prevenirea lor. Iar prevenția acestor boli cardiovasculare este relativ simplă, înseamnă să combați patru factori mari de risc care duc la aceste boli. Fumatul, hipertensiunea arterială,
sedentarismul și hipercolesterolemia, deci colesterolul crescut. De exemplu, cel mai des întâlnit este Finlanda, care în urmă cu 20-25 de ani avea cea mai mare mortalitate de boli cardiovasculare din lume, 80%, și pe programe educative pentru de prevenția primară a bolilor cardiovasculare a ajuns în momentul de față să mortalitatea ajungă la 30%. Primăria Sinaia, Fundația Română a Inimii și Societatea Română de Cardiologie au semnat un protocol de colaborare. Astfel, stațiunea prahoveană devine primul oraș din țara noastră care va monitoriza constant starea de sănătate a cetățenilor, aceștia fiind informați permanent prin broșuri și seminarii despre pericolul și măsurile de prevenție a bolilor cardiovasculare. Sinaia, inima mea, va fi afișat la toate evenimentele desfășurate aici în următorii 5 ani. Nu trebuie neapărat să așteptăm medicamente minune, să ne rezolve anumite probleme, ci trebuie să avem o educație în sensul ăsta, iar chiar scopul acestui parteneriat, acestui protocol, este de a crea niște grupuri, țintă, la care trebuie să implementăm anumite programe educaționale. Programul științific al Congresului a coincis cu aniversarea a 70 de ani de existență a Societății Române de Cardiologie. Domnul ambasador Iacob Prada, excelența sa, al ambasadorul României în Irak, ne felicită pentru emisiune și mulțumim mult. În același timp îl felicită și pe domnul academician Ștefan Manea pentru realizările deosebite cu Hofigal. Domnia sa dorește să aibă contact cu domnul Manea pentru a promova produsele Hofigal în Irak și nu numai, toate cele bune. Mulțumim mult, excelență. Avem să-i dăm domnului academician și cu numărul de telefon și sigur veți intra în legătură. Domnul Crăciunescu, în condițiile în care toată zona aia de acolo e renumită ca zonă viticolă, ce propuneți ca să... Mai sunt vreo 12 minute așa. Deci nu mai avem mult. Ce vă propuneți ca să meargă lucrurile și mai bine? Care sunt pașii de dezvoltare? Care sunt punctele pe care vreți să le atingeți? În primul rând, primii pași au fost de a crea o plantație de viță de vie foarte bună, care să ne ofere pentru o perioadă lungă de timp struguri de calitate, astfel încât prin procesarea lor să putem realiza și vinuri de foarte bună calitate. Ca și planul de viitor, sperăm să ducem mai departe acest început, care considerăm noi că este un început bun, și în același timp să dezvoltăm produsele în felul în care să poată fi aplicate pe piață, pe piață din România într-o pondere mult mai mare, adică să intrăm pe mult mai multe ramuri ale comerțului. În același timp, dorim să creăm, fiind o zonă renumită, zona Buziașului, o zonă de turism, să creăm și un mic centru turistic unde lumea să poată să vină, să ia contact cu vinul nostru, să le putem prezenta ceea ce facem noi acolo, de fapt, cu ce ne ocupăm și care sunt îndeletnicile noastre de zi cu zi. Și, bineînțeles, să se simtă bine într-un mediu plăcut. Ați văzut că avem crama situată pe un deal și avem o priveliște extraordinară și în același timp putem să le oferim niște vinuri foarte bune. Foarte frumos. Excelență, am înțeles că în zonele acestea au început să vină și oameni cu anumite produse, mă refer la plante, la dinastea. Cum se face controlul? Sau dumneavoastră nu lucrați decât cu ale dumneavoastră? Da, eu nu merg decât pentru că totul este bio și ecologic și controlat. Nu pot să merg și controlul nu l-am făcut cu românii noștri pentru că nici nu eram înregistrat la... Eu sunt controlat de TÜV și Germania și absolut tot și toate chestia asta și nu poți să-ți permiți să faci... Zic eu că e bun. Adică până nu am... Și acum eu sunt certificat internațional. Adică nu mai... Și atunci... Calitatea este întotdeauna factorul de bază principal, nu cantitatea. Și asta urmărim în permanență. Iar caracteristicile produselor noastre sunt bine definite. Adică sunt scopurile și făcute. Iar înregistrările lor și ca atare se fac. Acum sunt cunoscute pe plan internațional. Nu mai vorbesc că
la Bruxelles, avem și medalii care le-a spus noastră, de aur și așa mai departe. Am fost bucuros anul trecut, mai faptul că am luat medalia de la Bruxelles, la Oxford, medalia de calitate a Europei. Au dat-o englezii nouă și am mai avut o bucurie foarte mare că am primit aceeași calitate, aceeași tip de medalie de la Moscova. Ori să te bagi rușii în seamă, nu e o chestie chiar așa de... Și produsele care le facem sunt produse care stau la îndemâna oamenilor, poate să le folosească și numai pentru sănătate. Nu umblăm absolut cu nimic, nu băgăm... Suntem întreprinderea, singura întreprindere care nu avem niciun fel de euri în produse. Noi nu avem nimic cu euri și aici este o chestiune care foarte multă lume mă întreabă, dar cum ai reușit să... Pentru că au aceste euri, au și erorul lor, ba unii sunt antioxidanți, ba sunt nu știu ce. E, am reușit să facem suprapunere prin adsorție și absorție succesivă încât să ajungem acolo unde trebuie să ajungem și să folosim euri. Vă opresc doar o secundă pentru că la telefon, cum zice Olteanu, că vor fi mai multe, da. La telefon avem pe doamna Rodica Bucur, așa e? Alo? Alo? Sărăt mâna! Bună seara! Nu ne auziați sau? Alo? Da, eu vă aud. Ah, mă bucur. Este, după cum vedeți și pe burtier, la telefon doamna Rodica Bucur, telespectator drag nou de mulți, foarte mulți ani. A avut ocazia în vara asta să vină în România, a venit, dar a plecat sănătoasă fără să ne vedem, ceea ce nouă echipei noastre ne-a părut foarte rău, însă nu s-au pupat lucrurile, știți cum se spune da. În expresia așa mai românească. Ce faceți, doamna Bucur? Cum vă merge? Mulțumesc foarte mult pentru invitație. Merge bine, dar mai este și o vorbă. Este loc și de mai bine. Da, peste tot. Să fie cu noroc. Mulțumesc frumos! Am înțeles că v-ați bucurat foarte tare toată zona când am reluat emisiunile în direct. Chiar așa este cum când ne scrieți acolo că lumea e interesată de ceea ce facem și că TVR Internațional este urmărit cu foarte multă plăcere? Foarte multă plăcere, foarte mult interes, pentru că, știți, în momentul în care s-a produs acel inconvenient când s-a schimbat frecvența, eram foarte indignată pentru că nu reușeam deloc să mai văd, să mai prind canalul și după îndelungi așteptări și insistențe totodată cu unul dintre tehnicienii de aici din Italia, am reușit finalmente să vă văd. Desigur că vă știți destul de bine, vă urmăresc încă de la începutul emisiunii. Am ținut foarte mult, foarte, foarte mult am ținut, pentru că eu așa cum am spus-o și o voi spune de fiecare dată, voi sunteți liantul dintre țară și diaspora. Mulțumim, și apreciez foarte mulțumim mult ceea ce faceți voi. Mulțumim foarte mult pentru treaba asta, dar noi ne zbatem acum în următoarea perioadă, dacă s-o putea, ca să băgăm acest canal, să-l introducem în sistem maschiere, adică gratuit, să intre în casa fiecărui român din România, în așa fel încât, într-o astfel de ipostază, de exemplu, puteam pe un telefon să te avem pe tine și pe alt telefon pe mama ta. Și atunci eram interactiv și era o chestie foarte frumoasă. Duna TV, de exemplu, care este echivalentul TVR internațional a ungurilor, face așa pe toate colțurile lumii, în toate meridianele. Și sunt uniți și știu tot timpul unii de alții. Mă gândesc că și noi merităm o astfel de treabă, nu? Desigur, pentru că eu mai am oară și îmi place foarte mult să-l parafrezez pe Tudor Arghezi. Începe, ca să fii respectat, începe prin a te respecta.
Și îmi place, felicit totodată și pe domnul academician Manea, Ștefan Manea, dar și pe domnul director, sper să nu greșesc numele, Cosmin, pentru activitatea pe care o fac și pentru succesul pe care l-au avut încă de la început, chiar dacă se spune... Orice început este foarte greu, dar cu multă voință și încăpățânare de a reuși, este posibil totul. Îi felicit. Mulțumim și mult. Vă felicit mulțumim și pe mult voi de altfel. Și vă dorim numai bine. O seară bună, să rămână. Vă mulțumesc frumos încă o dată și numai bine. La revedere. Să rămână. Excelență, cum vă simțiți când auziți așa ceva? Când din colțurile lumii vedeți că primiți comenzi, când vedeți că oamenii apreciază munca dumneavoastră. Și asta în condițiile în care și mâine, dacă vreți, ați putea să stați pentru următorii 30 de ani, bine mersi, fără nicio problemă. Da, bineînțeles. Însă, așa cum spunea dumneavoastră înainte de a începe emisiunea, că nu mă vedeți pe mine stând, așa nici eu pe dumneavoastră, cred că, cum să spun așa, că argintul viu alergează de colo, niciodată, colo. N-aș fi în stare niciodată să stau și să nu fac ceva care să-mi placă și așa, parafraza pe Arghezi, iubește-te pe tine pe munca care ai depus-o. Da. Adică este o chestiune care... Așa am fost crescut de mic, eu sunt copil de țăran și... Țăranii nu prea știu să stea. Dar cum vede copilul acesta de țăran faptul că crema Europei, englezii, dau un astfel de premiu și în același timp rușii, care înseamnă o superputere mondială și care au vârfuri peste vârfuri în multe domenii, dar știți, la noi, pentru că a fost istoria cu ce a fost, unii nu prea văd. Cum e să ai premii din ambele părți? Cum vă simțiți așa la ultimul ce se întâmplă? Știți bine, încă de când eram tinerei, și eu n-am făcut niciodată politică. Eu am făcut politica României din punct de vedere științific. Adică am încercat acest lucru. Și acest lucru m-a ajutat foarte mult. Eu am refuzat să port discuții vreodată despre punctul de vedere. Ce zici din punct de vedere cu tare sau cu tare a unei țări sau alteia? Eu nu discut partea de politică. Eu discut partea care ajută omenirea să meargă înainte. Și din acest punct de vedere, mi-am câștigat, să zic așa, un fel de apreciere cam de peste tot. Ce vă propuneți, Excelență? Pentru că asta cu larvele mi-a lăsat mult. Credeți că presupune viitorul pentru dumneavoastră, pe cel canalizați? Nu, pentru mine... Că Pentru Hofigal. Pentru Hofigal. Hofigalul, mă rog, este o companie care nu va lucra decât produse naturale. Am exclus folosirea oricărui produs de sinteză, am exclus orice și nu mergem decât o produsă. Eu plec de la un lucru simplu de tot. Viitorul medicinii aplicative este natura. Și mă întorc la Marele Imnescu, care spunea, cunoaște-o, aplic-o ca să fim sănătoși. Domnul Andrei revine, domnul Andrei din Israel, și ne spune așa, calitatea vinului este influențată de felul cum este distribuită intensitatea solară pe timpul zilei. În Timiș e bine distribuită? Pot să vă spun că este foarte bine distribuită. Că bine poate fi în altă parte, dar la noi e foarte este bine. Este foarte bine distribuită. Și mai ales că a spus că totul este pe deal și că este frumos, înțeleg că și expunerea e la fel. Avem o expunere sudică, locația unde ne aflăm noi, și bineînțeles putem confirma acest lucru prin faptul că acolo se cultivă struguri de sute de ani. Și este o chestie confirmată. Deci nu suntem noi primii care au pus vițe de vie acolo și care au făcut vinuri. Este îndărnicirea localnicilor de foarte mult timp în zonă. Am înțeles. Să fie cu noroc în continuare, să vă Dumnezeu să fie. Ce am văzut soare eu acolo foarte interesant la dânsii, că sunt dealuri, sunt băi să-mi treaba asta, dar
recoltarea este culeasă, strugurile cules când recoltate a ajuns la maturitate. Și probabil că nu recoltați niciodată înainte de a cădea bruma. Pentru ca el să poată să se maturizeze și să scadă aciditatea de la struguri. Pe care deci, totdeauna îmi cer scuze că vă întrerup. Da. A expirat timpul nostru. Ca atare, vă mulțumesc mult pentru prezență și telespectatorul pentru atenția cu care sperăm că ne-au urmărit. Rămâneți pe acest canal pentru că, așa cum spun mereu, nu pierdeți nici timpul. La revedere, numai bine!